mulți liberali, considerați în prezent liberali clasici, oameni care își zic liberali, dar nu libertarieni, pot fi de acord cu analiza din anumite capitole, dar e clar că există capitolul despre protecția personală sau despre protecția persoanei și protecția privată, care se extinde inclusiv în capitol despre apărare, unde clar sunt pierduți, sau mă rog, cartea îi pierde pe cei care consideră că statul trebuie să fie un stat limitat sau minimal, adică un stat care se ocupe de câteva sectoare cheie: apărare, justiție, poliție și așa mai Da, departe, uite. da? Da, Puncte poate slabe ar ale trebui căsii. subliniate un pic diferențele între Da. libertarian și liberal și clasic liberal. Da, e o discuție pe care o încerc să o fac și în introducere, și să spun lucrul ăsta, că am avut inclusiv cu Costel Săvărache. Mi-aduc aminte că am fost la un moment dat la un drum mai lung cu el și cu Bogdan Glăvan și aveam dilema asta, că încă nu eram hotărât dacă să se cheme cartea Manifestul Liberal sau Manifestul Libertarian. Pentru că proiectul a fost început de Cristian Comănescu în perioada când era foarte activ în cadrul Institutului, când traducea Acțiunea Umană, a coordonat, a tradus el însuși capitolul despre educație și a coordonat traducerea capitolului despre monedă și cel despre apărare. Deci, cartea, sau mă rog, evoluția traducerii a fost în sensul ăsta, a pornit cu aceste trei capitole, din cauza că le-a considerat Cristian Comănescu esențiale, importante pentru a defini corect liberalismul, și a numit cartea Manifestul Libertarian în traducere, pardon, Manifestul Liberal. Deci a pornit cartea, proiectul a pornit sub denumirea de Manifest Liberal, deci pentru noi libertate, Manifestul Liberal, nu Libertarian. Da, deci dacă vă uitați pe Wayback Machine, pe site, pe Mises.ro, este Manifestul Liberal. A fost schimbat doar în urma deciziei astea. Ei, ideea pentru care totuși cred că este corect să se numească libertarian și manifestul și curentul, spre deosebire de cel liberal clasic, este că într-adevăr liberalismul clasic, chiar dacă are acele elemente de radicalism, are câteva lucruri care îl țin, cumva îl opresc, sau mă rog, o evoluție istorică, este cumva definit istoric și e radical, sau mă rog, este esențialmente diferit de libertarianism, pentru că e clar, liberalismul clasic nu renunță la, sau mă rog, corul liberalilor clasici, marea majoritate liberalilor clasici, și istoric vorbind, nu renunță la stat. Consideră în continuare faptul că trebuie să ai un stat, sau nici nu-și pun problema că piețele libere ar trebui să se întinde până dincolo de domeniile astea cheie ale statului. Și din fericire, bun, odată, ăsta e un motiv pentru care am decis să mergem pe ideea de manifest libertarian. Alt motiv este că a început și la noi, dar sper ca tendința asta să nu continue. Ceea ce se întâmplă în spațiul anglosaxon, unde liberal acum înseamnă de stânga, înseamnă socialist, înseamnă în esență socialist. Da, deci când se vorbește de liberal measures sau liberal attitude sau și așa mai departe în Statele Unite, de exemplu, sau liberal position, aia înseamnă poziții din sfera Partidului Democrat, poziții de stânga. La noi
după cum ziceam, din păcate am văzut că s-a început să se folosească liberal în sensul ăsta, pentru că de multe ori o lene din asta de traducere, adică pur și simplu ei, liberal sau oamenii, sunt confuzi, nu știu despre ce vorbesc, adică traduc liberal și pur și simplu spun liberal și nu-și dau seama, sau ori nu înțeleg, ori se fac că nu înțeleg de nuanța asta, dacă faptul că în zona continentală sau la noi cel puțin, liberal înseamnă liberal clasic. Deci sper să rămână cumva cuvântul pentru a defini liberalismul în sensul ăla clasic, dar e adevărat și faptul că liberalismul e ceva în plus față de acel liberalism, libertarianism, pardon. Libertarianismul e în plus față de liberalismul clasic. Însă, e și, apropo de, că vorbeam și de traducere de Rothbard, da? E o carte pe care o avem scoasă la institut, Liberalismul adevărat și fals, în care sunt practic două capitole din Manifestul Libertarian, plus încă un text despre apărare, războiul, pacea și statul, și pe de altă parte câteva poziții relativiste, să spunem așa. Și scopul acelei cărți era să atragă atenția asupra faptului ăsta, că dacă e să fie o împlinire a liberalismului clasic, nu poate fi decât libertarianismul. Deci libertarianismul e cumva constrângător față de liberalismul clasic. Eu nu cred că liberalismul clasic, cu tot bagajul lui istoric, adică inclusiv cu respectul ăsta pentru intervenția în sfera monetară, poate avea altă soartă decât a avut-o în trecut. Mises zice că principala barieră, sau mă rog, nu, mai mult de atât, lucru care a ruinat liberalismul clasic pentru Mises este în primul rând socialismul monetar și bancar. Deci spune, pentru că moneda a fost monopolizată de stat și pentru că a fost gestionată în regim etatist și pentru că sistemul bancar a fost centralizat în ultima instanță, planificat central și într-un regim socialist, dus într-un regim socialist, ăsta a fost lucru care a ruinat, pentru că a adus crizele, a adus crizele recurente, a ruinat legitimitatea liberalismului. Oamenii au văzut că își pierd averile, au văzut că îi dată peste cap piața, că e ceva acolo putred, și atunci au zis ok, atunci sistemul ăsta nu e bun, trebuie să căutăm alternative. Și asta e argumentul lui Mises. Mises spune asta a fost o lovitură, a torpilat practic proiectul liberal. Pentru Rothbard, ceea ce a torpilat liberalismul clasic, după cum ziceam, au fost și celelalte idei, dar principala torpilă, să spunem așa, care a scufundat barca liberală, a fost agresiunea externă. Deci pentru el, un fir roșu, dacă vreți, este opoziția față de stat, mai ales în ceea ce privește apărarea, în ceea ce privește apărarea proprietății private odată a indivizilor și în special apărarea externă. Deci Rothbard este profund opus, încă din tinerețe se vede lucrul ăsta în acțiunile lui și detaliez un pic în introducere lucrul ăsta. Dar și până la sfârșit este profund opus războiului. Războiul. Este pro-pace, vrea, consideră că războiul este, cum îl citează pe Randolph Byrne și spune, războiul este sănătatea statului. În regim de război explodează practic socialismul și pe în plan extern și pe plan intern. Este dată legitimitate colectivismului, se întâmplă înregimentarea pentru efortul de război, se întâmplă toată planificarea aia care militară, care este practic un socialism în acțiunea externă, și pe de altă parte spune ai toată regimentarea din spate, deci tot ceea ce se întâmplă pe frontul de acasă, care înseamnă de cel mai. Deci e un istoric al perioadelor de război și este profund opus. Vede cât de nocivă este chestiunea asta și el pe asta pune accent. Pentru el asta este principala scădere a liberalismului clasic, faptul că nu a știut să pună statul sau să, mă rog, să scoată statul din politica externă, da? Că nu a reușit să aibă o politică externă pașnică.